În dorința de a aduce mânghiere părintească și duhovnicească bolnavilor din Spitalul Municipal, Sfinții Doctori Cosma și Damian Rădăuți, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei, însoțit de părintele Ionel Constantin Maloș, protopop al protopopiatului Rădăuți, de doctorul Flaviu Sima, managerul spitalului, de Maria Cârdei, directorul de îngrijiri, și de părintele Bogdan Negru, preotul de la capela spitalului, a poposit la patul suferinței creștinilor din zonă. Cuvinte calde, binecuvântare, încurajare, îndemn la nădejde în ajutorul bunului Dumnezeu, au adus zâmbete de bucurie și mulțumire pe chipurile oamenilor în suferință, a transmis conducerea Spitalului Municipal Rădăuți. Personalul medical a fost binecuvântat pentru stăruință și răbdare în a aduce vindecare semenilor. Au fost dăruite bolnavilor iconițe și cărți de rugăciuni. Vizita a fost un fel de recunoștință a preasfinției sale pentru Spitalul Municipal Rădăuți. În luna aprilie, preasfințitul Damaschin a fost internat la noi o săptămână cu o problemă de sănătate și atunci am hotărât ca în perioada în care el este disponibil să încercăm să vizităm spitalul altfel. Adică eu mi-am dorit foarte mult ca vizita lui să fie apropiată mai mult către bolnav și către personalul medical. A fost o bucurie pentru noi toți. Este și începutul postului Sfintei Marii, este o perioadă în care bolnavi, în primul rând, au nevoie și o alinare a sufletului, nu doar a trupului, pe care încercăm să aducem noi, personalul medical. Și atunci am încercat să combinăm lucrurile astea, să încercăm să atragem și atenția asupra unor probleme spirituale care pot duce la niște probleme de sănătate. Vizita preasfințitului Damaschin a fost făcută la scurt timp după ce acesta a fost pacient al spitalului din Rădăuți.